Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Sala de mese a cantinei de lângă Facultatea de Electrotehnică în anul acesta, ca de altfel și în ultimii ani, fusese aleasă drept locul de desfășurare a serii festive cu ocazia începutului de an universitar numită de studenți Balul Bobocilor. Deși considerată cea mai spațioasă sală din incinta căminelor, acum, datorită sutelor de studenți prezenți, părea neîncăpătoare. Pe margini, de jur împrejur, erau așezate mesele pline cu platouri de sandvișuri și prăjituri încă neatinse. Sticlele cu băuturi răcoritoare erau mai tentante, pentru că începutul lui octombrie menținea încă o căldură plăcută, sufocantă însă în sala arhiplină. Cine s-ar fi gândit că vor veni atâția? Parcă mai mulți decât anul trecut. Se gândea înaintând anevoios spre un punct fix, un tânăr îmbrăcat cu un costum negru, a cărei haină demodată o tot aranja din mers cu o grimasă de nemulțumire. Era cu o idee mai mic și avea impresia că arăta penibil. Oricum încerca să-și impună, aceasta nu-l va împiedica să se simtă bine în seara aceasta. Îl zărise de departe pe prietenul său Orelu și acum se grăbea să ajungă la el cât mai repede cu putință, pentru a-l surprinde cât încă mai era singur. Cine știe din ce motive logodnica sa Anca nu era în momentul de față alături de el. Cu cât se apropia mai mult, remarcă ținuta aranjată, costumul gri turnat, care îl făcea pe prietenul său să arate parcă mai bine decât niciodată. Încercă să se gândească cu o satisfacție plină de bunăvoință că acum, mai mult decât oricând, Relu era îndreptățit să arate astfel. Îi mărturisise chiar el că, în curând, chiar dacă mai avea 2 ani de facultate, dorea să se căsătorească cu Anca. Asta e bună, gândi studentul când descoperi apropiindu-se de el un tânăr mic de statură, cu părul ondulat, lăsat să crească în creștetul capului ca o movilă, ca și cum aceasta l-ar arăta mai înalt decât era. Nu mă așteptam să-l văd aici, sau mai bine zis, cine s-ar fi gândit că Pierre de Vară ăsta va fi capabil vreodată să intre la o facultate de politehnică, gândi privindu-l pieziș. Salut, Mircea, îl întâmpină proaspătul student și îi zâmbiră și ochii albaștri verzuine astâmpărați. Pentru Mircea, acest fost coleg din timpul liceului fusese un nesuferit. Acum, mai mult decât oricând, n-avea dispoziție să stea prea mult de vorbă cu el. Îl întâmpină, deci, sub imperiul dorinței de a se debarasa cât mai repede de compania lui. Salut, măi, Gabore! Ce surpriză să te întâlnesc aici! Ăsta a fost al 3-lea an când am încercat. Ce să-i faci? Contează că am intrat. Alții nici după 5 ani la rând nu reușesc. Înălță din umeri după vechiul său obicei și așa precum și-l aducea aminte fostul său coleg, ridicându-se în vârful picioarelor pentru a ajunge mai aproape de urechea interlocutorului, șopti. Nu mă las eu bătut atât de repede? Adu-ți aminte din timpul liceului. Mircea se strâmbă dezgustat. În primul rând, gestul lui Gabor îl indispuse. Ce rost avea să facă atâta caz pentru câteva cuvinte pe care i le adresase? Și în al doilea rând, vrând nevrând, își aduse aminte. Dacă nu era tatăl său medic la spitalul din oraș, de câte ori ar fi trebuit să se dea bătut Gabor, repetând anul, iar acum era student? Nu se putu abține. Știi, întotdeauna mi-au atras atenția eforturile tale de a o scoate la capăt la sfârșitul fiecărui an de liceu. M-a impresionat însă mai mult efortul alor tăi de a avea drept fiu un intelectual. Tânărul se înroși de mânie, de rușine față de zecile de persoane din jur, care, auzind vocea stridentă, ironică a lui Mircea, se întoarseră deodată. Nu se putea justifica. Privirile asistenței îl sufocau pe bietul Gabor, astfel că, fără să mai zică un cuvânt, cu capul în bărbie, se pierdu în mulțime. Mircea râse în sinea lui. Ce laș! Să mă fi jignit pe mine cineva în felul acesta l-aș fi făcut zob. Mi-am permis, pentru că știam de la început cu cine am de-a face. Ajunse față în față cu Relu. Din nou remarcă faptul că arată bine. Poate nu și-ar fi făcut niciun complex, ar fi uitat neajunsul său,
dacă ridicându-și mâna pentru a-și aranja părul, a cărui tunsoare o schimbase de curând, n-ar fi simțit strânsoarea hainei. Un zgomot scurt, bizar, și Mircea a avut impresia că niciodată în viață nu se simțise atât de prost. În clipele următoare, cu mâna tremurând, își pipăi haina descusută sub braț. Ridică privirea grea de rușine spre Relu. Acesta însă părea că nu băgase în seamă incidentul. Se uită în jur. Toți aveau privirile ațintite spre scena improvizată din capătul sălii, unde câteva fete din anul întâi aveau curajul să concureze pentru premiul frumuseții. Mircea își întoarse și el privirea într-acolo. Sosi și Anca. Totul era nespus de plăcut și distractiv. Fetele de pe scenă, cu riscul de a stârni ilaritatea celor care le urmăreau în fața unei mari mulțimi de studenți, erau nevoite să se conformeze probelor concursului. Aplaudă și el împreună cu toți la prezentarea fiecărei concurente. Încercă să zâmbească, să se amuze, ca anul trecut de stângăcia datorată emoțiilor concurentelor, de situația caragioasă cu care, fără să se fie așteptat, trebuia să fie puse față în față pentru a trece cu bine probele inventate de veteranii colegi din ultimul an. Nu putea. Îl încerca cu o intensitate neobișnuită gândul că este singur, îngrozitor de singur și nu numai atât. Ca niciodată se simțea inferior, ce ciudat. Își pipăi din nou haina la locul de sub braț. Această obsesie era oare punctul de plecare al ciudatelor meditații de acum? Auzea râsete în jurul lui și discuții amuzante pe seama ceea ce se petrecea sub ochii tuturor pe scenă. Lângă el, aproape unul de celălalt, nu neapărat interesați de priveliștea scenei, dar cu fețele radioase, fericiți, cu siguranță fericiți, erau Relu și Anca. Se simți deodată desprins de un vârtej de gânduri ciudate, purtat departe, în afara ceea ce fusese el însuși vreodată. Se cutremură. Nu! Își a țintit din nou privirea spre scenă, cum se lupta să uite de starea precedentă, să se simtă bine. Zâmbi, aplaudă, discută cu un student de lângă el, care părea foarte interesat de o tânără concurentă, era iubita lui. De n-ar fi zărit-o prin mulțime destul de aproape de el pe Mirela Ardelean, subțire, înaltă, cu părul blond, lung, până în dreptul umerilor, Mircea, reflectând ulterior, presupunea că și-ar fi revenit din starea aceea ciudată. Nu era el un tip grozav de nepăsător în privința sentimentelor? Trebuia să admită că niciodată nu o iubise pe Mirela. În pofida faptului că săptămâna aceasta rupsese legăturile cu ea, pretextul fiind un fleac din care izbucnise o ceartă violentă, acum era gelos, prostește de gelos, pe noul ei partener. De ce? Pentru că acum era singur. Se întoarse din nou spre Relu și Anca. Cu ochi căprui mari și față creolă, cu părul negru ondulat, cu o figură inteligentă, Anca îi se păru nespus de frumoasă. Se miră de roadele propriei gândiri. Gelos pe Relu? Ce netrebnicie! La început se opuse și totuși reminiscențe egoiste îi băteau ca un ciocan în memorie. Și pentru că acum parcă nu mai era el însuși, se lăsă pradă lor. De la început ar fi preferat-o. Nu știa sigur, pentru că era unica fiică la părinții ei, suficient de înstăriți pentru a-i crea un viitor fără griji. Relu nu se gândise niciodată la problemele acestea. O iubea sincer și privirea ei arzătoare, gesturile familiare, îi arătau răspunsul ei în același fel. Era pentru prima dată când Mircea îl vedea pe prietenul său mai presus decât pe sine. Poate că fusese totdeauna astfel, dar el nu se gândise la aceasta. Un realist cu idei revoluționare, cu gândire literară, un curajos care avea îndrăzneala să reflecteze mai presus de ceea ce vedea și se întâmpla în jurul său. Acesta era Relu. Îi trebuise mult timp să-l cunoască, să se apropie de el, el însuși preluându-i ideile și curajul. Ce rost aveau însă toate acestea? Niciodată lucrurile nu se vor schimba dacă noi gândim și visăm altfel decât ceea ce ni se oferă. Nu-l mai interesa absolut deloc scena. Se retrase pe margine, unde constată cu satisfacție că un scaun din puținile așezate în jurul meselor
scăpase neocupat, se repezi într-acolo. De-abia atunci, când își propti spatele de spătar, după ce își umplu un pahar cu apă minerală, se simți mai bine. Își apăsă degetul pe pleoape câteva secunde și când deschise ochii după o priveliște cu siluete în ceață, fremătând ca un stup de albine, se trezi iar față în față cu imaginea realității. Din nou, firul gândurilor se împletea cu cel de dinainte. De ce să fie tot timpul inferior? Pentru că nu avea bani ca și Relu, ca și ceilalți cunoscuți de-ai lui? Nici măcar un costum pentru o seară deosebită. De aceea, chiar dacă ar fi vrut să se apropie de Anca, n-ar fi putut. L-ar fi băgat în seamă pe el un zdrențăros care de-abia avea bani să achite căminul și cantina. Un val de mândrie și ambiție îl impulsionă să ridice capul. Acum ochii minții priveau peste mulțime, peste prezent. Și totuși ceva dinăuntru nu-i dădea voie să se gândească astfel. Poate glasul mamei sale văduve care, deși nu mergea regulat la biserică, avea frică de Dumnezeu și nu voia să aibă un copil imoral, sau poate sinceritatea și încrederea pe care o arătase neprețuitul său prieten. Dar ce-i păsa lui că el acum suferă? Ce știa maică-sa că din cauza ideilor ei înapoiate care îl influențaseră până acum, el era nespus de nefericit? Era deci îndreptățit să încerce orice, absolut orice, pentru ca să iasă din mocirla aceasta și să ajungă în rând cu ceilalți, cu un pas poate înaintea lor? Zâmbi și zâmbetul îi pluti în același fel, straniu ca și privirea cu care de curând descoperi la o masă ceva mai îndepărtat un tânăr cunoscut. Era Stelian Stroie. De ce descoperirea prezenței acestuia era atât de marcantă pentru noile lui planuri? Potrivit de înalt, cu față rotundă, palidă, aproape spân, exceptând un fir subțire de mustață deasupra buzelor, mai mult albe decât roșii, cu părul pieptănat astfel încât să acopere cu grijă un început de chelie din creștetul capului, Stroie era un tânăr frumos. Această calitate însă nu era neapărat necesară dacă Stroie era întotdeauna elegant și cu buzunarul plin de bani. De ce până acum îl disprețuise pe acest tânăr? Pentru că Relu o făcea și mulți alții care nu cunoșteau cu ce se ocupa acesta. Dar tânărului nu îi păsa. Continua să meargă înainte, în rând cu toți acei care voiau să ajungă departe. Ce conta că o mână de oameni îl ocoleau și îl considerau trădător notoriu al prietenilor, al colegilor săi? Nu părea să fie o victimă a problemelor de conștiință, pentru că treburile îi mergeau lui personal bine. Și nu era cel mai important acest lucru? Mircea își mai umplu un pahar cu apă minerală. Se propti cu coatele pe masă după ce își făcu loc îndepărtând un platou cu prăjituri. Până unde putea să-l poartă ambiția de a nu rămâne și pe mai departe un nimeni? Și când te gândești că acum o oră pus față în față cu moartea, n-aș fi renunțat la ideile mele. N-are niciun sens să pledez în continuare în favoarea unor concepții care nu mă oferă niciun avantaj. Deocamdată însă trebuie să aștept. Stelian termină anul acesta și după aceea vor avea nevoie de un nou om la facultatea de electro în serviciul securității ca informator. Poate chiar la sfârșitul acestui semestru. Trebuie să ajung cât mai repede în legătură cu ei și atunci... Se uită la costumul demodat și strâm de pe el, clătinând din cap. Îl lumină un zâmbet satisfăcut. Se întoarse spre mulțimea care forfotea nerăbdătoare. Concursul se terminase și se aștepta decizia juriului cu privire la cea care va fi aleasă Miss în anul acesta. Dar, hotărâ Mircea, ca și cum și-ar fi atins deja țelul, eu nu voi face greșeala pe care a făcut-o Stelian să nu fiu unde ajuns de precaut în comisionul meu. Nu aș vrea să pierd simpatia și afecțiunea cunoscuților care se mai complac bieții în visuri iluzorii ca și mine acum câtva timp în urmă. Cine ar putea să bănuiască măcar schimbarea totală a gândurilor mele, începând chiar din clipa aceasta? Firește, nimeni. Nu voi lăsa să fie bănuită activitatea mea vreodată de nimeni, nici măcar de cel mai intim prieten al meu,
Relu se ridică de la masă pentru că majoritatea concurenților care urmăriseră concursul, până acum o imagine compactă înghesuită în dreptul scenei, se împrăștiaseră în câteva minute umplând fiecare colțișor al sălii. Era tot singur, dar aceasta nu mai era un motiv de priviri întunecate și dureri de cap. Avea un chef teribil să recupereze starea amară cu care se confruntase la început. Nu-i mai păsa de costumul demodat și strâmt. Dorea din nou, de altfel ca întotdeauna când participa la asemenea ocazii, să profite din plin de aceste momente. Să danseze, să se distreze, să flirteze. Cu terminarea concursului, mișcarea continuă îi descoperi noi fete necunoscute. O, Andrei!" exclamă zărindu-l pe noul său coleg de cameră. Era un tânăr înalt, cu părul dat peste cap, cu o figură serioasă care îi trăda temperamentul calm. Chiar dacă Mircea îl invidia pentru inteligența lui și mai glumea răutăcios câteodată numindu-l tocilarul, trebuia să admită că era cel mai bun student din grupă și nu era un dezavantaj, dimpotrivă, să ai un asemenea coleg de cameră. Și acesta cine o mai fi, se gândi, remarcând că Andrei era însoțit de un tânăr care îi se păruse grozav de caragios. Din când în când se oprea din mers, scrutând cu o privire disperată mulțimea din jur, se întorcea iar analizând priveliștea din apoia sa și după ce își ducea la bun sfârșit gestul, se grăbea să-l ajungă pe Andrei. Se vedea clar că dorea cu tot din adinsul să descopere pe cineva în mulțime și preocuparea lui o considera atât de importantă încât nimic altceva din jur nu mai conta. Dacă el este atât de absorbit de problema lui, de ce Andrei nu-i atrage atenția? Se gândea Mircea, urmărindu-le cu stupoare apropierea și pentru că Andrei, deși ajunse destul de aproape de el, nu-l zări, îi ieși în întâmpinare. Își propuse ca pe baza gesturilor tânărului necunoscut să creeze puțin atmosferă de ilaritate. Salut, Mircea, îngăimă surprins Andrei, când ridicându-și privirea din pământ se ciocni față în față cu nou său coleg de cameră. Salut, băiete! Puțin mai lipsea și treceai pe lângă mine, fără măcar să-mi fi tras cu ochiul, urmând apoi să mă dojenești în cameră, că nici măcar n-am fost prezent la balul bobocilor. Râseram amândoi. Odată cu Andrei se oprise și tânărul care îl însoțea, însă părea așa cum rupt de realitatea din jur. Continua să-i cerceteze cu o privire stranie pe cei care, acum animați de dorința de a se distra, dansau înghesuiți în mijlocul sălii, spațiul de pe margini rămânând din nou lejer. Mircea îl studie curios și discret pe noul personaj. Acum, când avea ocazia să-l cerceteze de aproape, se gândea că dacă nu l-ar fi surprins făcând gesturile acelea caragioase în timp ce înainta prin mulțime, tânărul i-ar fi făcut din primul moment o impresie aparte. Și această impresie se conturase nu numai la vederea costumului pe care îl purta, mai mult decât elegant, croit dintr-o stofă asemănătoare cu cea pe care Mircea o văzuse purtată doar de profesorii săi în momente festive. Ochelarii cu rame subțiri negre, în contrast cu fața albă prelungă, îi evidențiau parcă mai mult decât altceva aerul de intelectual. Mircea râse în sinea lui, gândindu-se că fără mapă sau alt indiciu al studenției, oricine ar fi putut remarca că acesta era un student serios. Îi stătuse pe limbă cuvinte hazli, înainte de a-l studia cu deamănuntul, dar acum prestanța noului venit îi topi întru totul intenția inițială. Era nerăbdător să afle cine era. O, scuză-mă că nu v-am făcut cunoștință, rosti Andrei deodată. Probabil remarcase privirea insistentă a interlocutorului său îndreptată spre cel care îl întovărășise. Am crezut că îl cunoști, de aceea nu ți l-am prezentat, se scuză din nou, de data aceasta cu participarea la discuție și a tânărului, care acum, fixându-l pe Mircea, zâmbi. Suntem prieteni intimi din timpul liceului, iar acum păstrăm aceleași relații, cu deosebire că n-avem timp să ne căutăm tot atât de des ca și înainte. Și totuși nu știu de ce, am avut impresia că vă cunoașteți. Mircea înălță din umeri. Cu toate că tânărul, absorbit de gândurile lui, dăduse dovadă de irreverență,
Înfățișarea acestuia îi impunea să fie el însuși altfel. Îi întinse, deci, politicos mâna. Acesta îi răspunse în același fel, rostindu-și cu indiferență numele și apoi, fără să observe uimirea noului său cunoscut, după care se scuză, se îndepărtă. Mihai Andreescu? Se miră cu voce tare Mircea. Deci, el este... Auzise de câteva ori vorbindu-se despre persoana aceasta și chiar eram curios să o cunosc. Am bănuit eu de la prima vedere că nu-i oricine. Andrei căscă ochii mari. Nu se aștepta la o asemenea reacție din partea colegului său de cameră. Ce te face să vorbești astfel? E prietenul meu, un tânăr ca oricare altul. Să nu-mi spui că ai de gând să te ferești de el, asemenea unora care știind că este nepotul lui, dar mai bine să nu continui. Tratează-l ca pe oricare altul, ca și pe mine. E un băiat grozav. Mulți îl consideră încrezut, dar nici pe departe nu-i astfel. Ce-i drept are totul de-a gata, inclusiv mașină proprie, dar toate aceste avantaje materiale nu-l ating în felul lui natural de a fi. Nu poți să crezi? Andrei se aprinse, recunoscând în încruntarea sprâncenelor interlocutorului său dezaprobarea. Firește, îi confirmă Mircea, apoi aplecându-se mai aproape de el astfel încât să fie sigur că nu-l va auzi nimeni. Consideri că e un tânăr ca oricare altul când este nepotul șefului securității din oraș? Andrei se enervă și totuși nu era pentru prima dată când cineva îi vorbea în felul acesta referitor la prietenul său. Ce are a face aceasta cu viața lui personală? Suntem prieteni de 6 ani și nu m-a dezamăgit vreodată. Mai bine decât mine nu-l cunoaște nimeni. Te rog însă, ceea ce ți-am spus, încearcă să consideri mai valoros decât orice prejudecată. De fapt, ai voie ca și ceilalți să crezi ce vrei despre el, dar încearcă să nu-l respingi. Mulți iau această atitudine față de el, nu neapărat direct, dar el simte și nu este indiferent. E un tip sensibil. Gândurile lui Mircea nu se schimbaseră deloc în urma celor spuse de Andrei. Fără să-l fi cunoscut, doar din cele auzite despre el, își făcuse o părere preconcepută a lui prin prisma căreia îl vedea în avantaj al sorții. Un om fericit. Un om care, fiind astfel, era îndreptățit, liber să trăiască cum voia. Și aceasta nu însemna în niciun caz sensibilitate, cum o numise Andrei. Și unde-i student? Nu-și putu trăda curiozitatea. La medicină, îi răspunse fără chef Andrei, dând semne de nerăbdare, pentru că îl zărise pe Mihai, nu-și explica cum, înconjurat de o grămadă de studenți pe care el îi știa ca ușuratici. A, făcu Mircea și apoi continuă. Spune-mi, așa-i că și ia aproape toate examenele cu nota maximă? Andrei încuvință, clătinând ușor din cap. Știam eu. Vezi că am dreptate? Aceasta nu te face să admiți că se datorează influenței în viața lui a... Știi tu a cui? Andrei nu răspunse imediat, deși știa sigur că nu e adevărat. Mihai nu era un student doar capabil, ci și insistent, perseverent în munca sa. N-ar fi acceptat pentru nimic în lume o intervenție în lupta lui de a-și clădi o profesie. De fapt, ce rost avea să caute să explice în modul cel mai relevant colegului său adevărul? Acum, acesta nu era cel mai important lucru, nici locul potrivit. Și în plus, noul anturaj al lui Mihai îl îngrijora. Andrei se mulțumi doar cu atât. N-ai dreptate. Te asigur că nu ai. Mai discutăm noi. Acum mă grăbesc, scuză-mă. În câteva secunde ajunse în dreptul unui grup care se îndrepta spre celălalt colț al sălii. Împreună cu ei era și Mihai. Bănuia intenția acestor tineri pentru că îi recunoscuse printre ei pe câțiva din anul trecut, procedaseră în același mod ca și acum, acolo în colțul sălii, îi vor ruga pe cei de la capătul mesei să le facă loc și apoi își vor scoate sticlele cu băuturi alcoolice fără de care nu considerau această petrecere reușită. De-ar fi măcar anul acesta mai cumpătați decât anul trecut. Dar Andrei era convins că majoritatea n-aveau puterea de a-și impune anumite limite. Puțin însă îi păsa de aceștia.
Pe el îl îngrijora prietenul său. Încotro, prietene? Întrebă pe un ton vesel. Să nu-mi spui că intenționezi să te alături planului lor. Și schiță o figură de om mirat. Bănuiesc că întâmplarea face să aveți același drum spre capătul sălii. Ai găsit-o? În sfârșit, ai găsit-o? Arată-mi-o și mie. Mihai se opri. Acum se uita insistent la prietenul său pentru a descoperi dacă acesta vorbește sincer sau numai pentru a-l consola într-un fel. Nu știu dacă mă crezi, dar simt că nebunesc. Nu m-am așteptat, am fost sigur că o voi întâlni aici. Vezi tu, sala aceasta, locul în care am cunoscut-o, mi-aduce inevitabil în minte. Mă răscolește. Am sperat până acum că poate întârzie, dar trebuia să accept de la început că dacă n-a apărut pe scenă ca prezentatoare, cum se obișnuiește pentru cea care câștigă concursul cu un an în urmă, nu a venit. Și firește, nici nu va mai veni. Mihai rosti cu atâta greutate ultimele cuvinte încât Andrei, uitându-se în ochii lui adânci, era sigur că va descoperi ca niciodată lacrimi. Era nevoit să se împace cu ideea că prietenul său era îndrăgostit, însă până acum nici nu-i trecuse prin minte că el suferea din pricina aceasta. Oare era îndreptățit să se lase pradă gândurilor amare numai pentru simplu motiv că ea nu era prezentă în seara aceasta? Oricum, el nu fusese până acum îndrăgostit și probabil de aceea nu-l putea înțelege. Ai văzut-o? Continuă Mihai. Pe cea din anul acesta? Andrei încuvință mirat, pentru că întrebarea o considera inutilă. Doar fuseseră împreună aproape de scenă, participând la toate evenimentele petrecute acolo. Da, reluă tot Mihai cu vocea schimbată, nostalgică parcă. Așa-i că nici nu poate fi comparată cu Lia? Pupilele ochilor lui se măriră, privind cu intensitate în gol, ca și cum din amintiri voia să reconstituie o imagine scumpă. Ai dreptate, încuvință Andrei, nu numai pentru a-i face pe plac prietenului său, ci pentru că acesta era de fapt sincera lui părere. Nu-și mai aduce aminte perfect chipul ei, însă își regăsi clar în memorie amintirea reacției sale și a celor din jur, când fata apăruse pe scenă alături de celelalte concurente. Trăise sentimentul că nu mai văzuse până atunci o ființă perfectă. Bineînțeles că în cazul lui fusese o impresie de moment, dar Mihai rămăsese cu această părere până în ziua de astăzi și Andrei se temea că aceasta îi va crea multe probleme. Totuși n-am înțeles, îndrăsni Andrei, de ce era cât pe aici să te întovărășești cu ușurate ceea ce ea. De ce? Chiar nu-ți dai seama? Sau ți-a trecut prin minte și totuși nu poți admite ideea că aș fi în stare de așa ceva? Andrei se simți încurcat. Mihai avea dreptate. Îi trecuse ca un fulger prin minte din prima clipă când îl descoperise în preajma grupului suspect că deprimarea l-ar putea constrânge să-și caute refugiul în paharul cu alcool, totuși nu voia să-l accepte ca pe un adevăr. Să se înjosească Mihai în felul acesta? Niciodată Mihai nu se îmbătase. Îl cunoștea suficient să fie sigur că nu avusese până acum înclinații spre acest obicei, dar acum se temea că ar putea aluneca în această extremă. Trebuia să-l oprească. Mi-a trecut prin minte, recunoscu Andrei, dar e cea mai mare greșeală pe care ai putea o face în seara asta. Nu înțeleg cum poți accepta doar ideea unei asemenea soluții pentru rezolvarea unei probleme lăuntrice. E o prostie, insista Andrei, intuind neclintirea lui Mihai. Nu știi că un pahar ar putea să te dea gata și atunci ai putea să te faci de rușine față de atâția studenți? Și pentru ce? Poți să-mi demonstrezi că în felul acesta te vei liniști? Dimpotrivă, îți vei crea probleme în plus. Cum o să ai curajul să apari în felul acesta în fața mătușii și a unchiului tău? Ultimele cuvinte l-atinseră pe Mihai. La urmare aceasta nu se gândise, de fapt nu se gândise la nimic, la nimic altceva decât la faptul că băutura îi va robi simțurile și atunci realitatea amară se va transforma în ceva asemănător cu un vis dulce. Niciodată nu experimentase efectele băuturii, dar se agățase cu obstinație de această soluție. Și atunci, ce dă el? Ce să fac?
Să aștepți. De ce ai impresia că neapărat aici ai fi avut ocazia să te apropii de ea? Mă întreb dacă n-ar fi fost mai dureros pentru tine dacă ar fi venit aici și ar fi dansat cu unul sau cu altul ca anul trecut și nu ți-ar fi acordat nicio atenție. Numai s-o văd îmi era îndeajuns și de-ar fi fost nevoie să-i cad în genunchi, aș fi făcut-o doar ca să obțin măcar câteva minute în care să stau mai aproape de ea. Și astfel aș fi fost în seara aceasta, toată săptămâna și apoi, cel mai fericit om. Andrei nu-l putea înțelege pe Mihai. Dacă nu l-ar fi cunoscut de atâta timp, ar fi zis că și-a pierdut mințile. Până anul trecut, când o zărise pe Lia și dansase cu ea, nici o fată nu însemnase nimic pentru el. Nu-l interesase decât problema realizării profesionale. Tânăra aceasta îl cucerise întru totul. Nici nu-și imaginase el vreodată că seriosul și sobrul său prieten se va schimba atât de mult și devenise atât de vulnerabil. Te frămânți pentru că nu știi de ce Lia nu a venit, nu-i așa? Luă din nou cuvântul pentru că o nouă idee îi invadă mintea. Dar dacă ai afla motivul, probabil prea obosită din timpul săptămânii sau poate fiindu-i dor de ai săi, acum regretă, departe de aici, în camera căminului sau în orașul natal, că n-a depus un efort considerabil pentru a trece peste toate piedicile de a nu rata seara aceasta. Mihai surâse pentru că îl frământase și pe el gândul acesta, motivul pentru care ea nu venise. Nu îndrăznise însă să bănuiască nimic. Știi cine ar putea să ne dea lămuriri? Rosti deodată Andrei. Mihai îl privi mirat. Cine? Anca. Cine e Anca? Noua ei, colegă de cameră. Este prietena lui Relu, amicul cel mai bun al lui Mircea. Și ai văzut-o în seara aceasta aici? Andrei se simți mai ușurat, dându-și seama că măcar își găsise o altă preocupare. Orice altceva, se gândea, numai să elimine din mintea lui dorința de a apela la înșelăciunea simțurilor, adică beția. Da. Din întâmplare am aflat că e colegă de cameră cu Lia. Chiar dacă n-a trecut prea mult timp de când stau împreună, știi tu cum sunt fetele. Se apropie repede una de cealaltă, își fac confidențe. Și cum am putea să o întrebăm de Lia? Nu vom fi suspecți? Nu îți face probleme. Este îndrăgostită până peste cap de prietenul ei. Cred că plutește ceva mai sus decât tine. În sfârșit, are și motive. Dar uite-i. Și Andrei arătă lui Mihai o pereche de îndrăgostiți, absenți la ceea ce se petrecea în jur, mișcându-se încet, cu pași mărunți, în sunetul unei muzici line. Mihai tresări. Aceasta era muzica pe care el o așteptase de când începuse dansul. Nu de o oră o așteptase, ci de un an întreg, începând cu a doua zi după balul bobocilor de anul trecut. Aceasta... Da, aceasta era melodia pe care o purta în inima lui, pentru că în sunetul ei fusese vrăjit, îl făcuse cel mai fericit om câteva minute. Câteva minute în sunetul lin al ei, aproape, atât de aproape, că îi simțise bătăile inimii, răsuflarea caldă, plutise pe alte tărâmuri cu brațele ei întinse, odihnindu-se peste umerii lui, și el tremurând de fericire, strângând-o aproape, tot mai aproape, Mihai se pierdu cu totul. Visa cu ochii deschiși. Îi privea fix pe cei doi, dar nu-i mai vedea pe ei. Era el împreună cu Lia. Auzi o voce care semăna cu a lui Andrei, venită de undeva din altă lume. Nu, te rog, nu-i deranja, îngăimă ca și cum ar fi vrut să baricadeze orice sunet, orice gest care ar fi putut pătrunde și tulbura fericirea himerică a lumii lui. Nu-l mai recunosc, se tânguie Andrei în sinea lui. Ce l-o fi apucat iar? Se uită cu îngrijorare în dreapta lui. Câteva fete se amuzau copilărește de figura lui Mihai, care îi urmărea atât de fascinat pe cei doi, ca și cum niciodată n-ar fi văzut o asemenea scenă. Bietul băiat, le auzi chicotind, poate o iubește bietul pe fată și de aceea o urmărește astfel. Ce-ar fi să-l invit la un dans? Andrei tresări speriat. Nu, atât i-ar mai lipsi lui Mihai. Se pregăti să iasă în întâmpinarea fetei pentru a explica situația, dar tânăra era deja în dreptul lui Mihai și acesta,
luat prin surprindere, se trezi în cercul celor ce dansau. Poate aceasta îl va lecui, măcar pentru seara aceasta, reflecta Andrei, urmărindu-l satisfăcut. Dar muzica aceea lină se termină și Mihai reveni lângă el în aceeași stare. S-au retras și ei pe margine, observa Andrei. Ești de acord să mergem? Mihai nu răspunse imediat. Cei drept dorea cu intensitate să afle motivul pentru care cea pe care o iubea îi înșelase așteptarea. Dar dacă aceasta ar însemna o nouă depresie pentru el, oricum nici în situația confuză de acum nu mai rezista. Trebuia măcar să încerce. Să mergem, hotărâ el. Salută, Relu, îndrăzni Andrei oprindu-se în dreptul celor doi. Cum vi se pare seara aceasta? O seară fericită, rosti Relu, cuprinzând în același timp mijlocul partenerei sale, ca și cum ar fi vrut să dea de înțeles că ea era principalul motiv al acestei seri fericite. Anca, cu fața creolă și obrajii îmbujorați, surâse și-și propti capul cu părul ondulat pe umărul lui, aceasta însemnând încuvințarea ei, fără cuvinte, că prezența lui Relu alături de ea o făcea fericită. Mă bucur, rosti Andrei zâmbind. El este prietenul meu, student la medicină, Mihai Andreescu. Relu și Mihai strânseră prietenește mâinile, în timp ce Anca rămase nemișcată. Andrei nu știa cum să aducă vorba despre Lia, pentru că nu voia să dea de bănuit că venise special pentru aceasta. Începu deci o discuție banală cu Relu. Mihai încercă să participe, se simțea penibil pentru că se vedea clar că prezența lor îi stingerea pe cei doi. Și ce banalități discutau, despre camere, despre cămine. Cei drept era început de an și acestea erau discuțiile frecvente între studenți, dar acum nu era un moment prielnic pentru asemenea subiect. Andrei însă avea un plan prin intermediul căruia voia să ajungă la subiectul Lia. Am auzit că și tu stai acum în cameră cu o colegă nouă, îi se adresă pe neașteptate Ancăi. Cum vă împăcați? Bine, destul de bine, îngăimă fata luată pe neașteptate. Apoi, oprindu-și privirea într-un mod straniu asupra lui Andrei, rectifică cu inflexiuni dure. Nu grozav de bine. Mihai lăsă capul în pământ pentru că discuția așteptată se înfiripase și nu știa concret de ce îl încercau presimțiri rele. Andrei nu-și putu stăpâni mirarea. De ce? Te interesează în mod deosebit? Replică Anca pe un ton înțepător. Nu, dar m-a surprins și... A, da, înțeleg. O cunoști? Da, da, se bâlbâie Andrei. Se temea, având în vedere felul schimbat cum reacționase Anca despre relațiile cu colega ei, ca lucrurile să nu iau o întorsătură care să-l rănească și mai mult pe Mihai. Înseamnă că și tu, ca și mulți alții, cu siguranță te-ai simțit atras de ea. Anca, te rog, interveni Relu. Își plecă fața senină și o mângâie cu privirea. Fata rămase neclintită în intențiile ei. Îmi pare rău că am ajuns până aici, încerca Andrei să pună capăt discuției. Cred că v-am reținut suficient și ar fi cazul să ne retragem. Dacă cu câteva minute înainte, plictisită de subiectul lui Andrei, arzând de nerăbdare să rămână singură cu iubitul ei, Anca ar fi auzit această decizie, ar fi surâs aprobator și în felul acesta ar fi decurs despărțirea dintre cei doi prieteni. Dar, ciudat, nou subiect o aprinse dintr-o dată atât de mult, încât nu mai avea tăria de a reacționa altfel. Făcând un pas înainte, după ce înlătură mâna lui Relu, reluă. Te-ai simțit atras de ea, nu-i așa? În privirea ei se jucau lumini purtătoare de sentimente stranii, deloc binevoitoare. Mihai simți un fel de căldură în tot corpul. Întrebarea era adresată lui Andrei, dar Anca era față în față cu amândoi, ciudată și amenințătoare, ca și cum aceea care nu era prezentă ar fi avut o mare vină dacă răspunsul era afirmativ. Indiferent care e realitatea, este o problemă personală, rosti Andrei cu insistență. Înțeleg. Din nefericire înțeleg realitatea și Anca clătină din cap. Relu, jenat de comportarea prietenei sale, se apropie și după ce-i șopti ceva la ureche, o sărută pe obraz.
n-ar fi făcut aceasta sub privirile descumpănite ale celor doi prieteni, dacă n-ar fi sperat că intervenția sa în felul acesta va pune capăt tensiunii. Dar fata continuă cu obstinație. Nu ești primul care vrea să afle amănunte despre Lia, dar deocamdată n-am spus nimănui adevărul. De ce? Pentru că l-am considerat o inepție. Cum să nu, când anul trecut fusese în atenția tuturor, cea mai frumoasă vrăjise pe unul și pe altul, îi cucerise pe atâția. Anca se opri pentru că tonul pe care și-l impunea și mai mult prin apăsarea cuvintelor, starea nervoasă pe care nu și-o putea ascunde, îi îngreuna respirația. Atâția, relua apoi privindu-l nemilos pe Andrei, și mulți, sunt convins, au venit în seara aceasta sperând că râse forțat. Mai făcu un pas înainte și șopti. Ești singurul căruia am să-i spun adevărul. Nu fac din rea voință, dar trebuie să știi. De alții puțin îmi pasă. Oricum este inevitabil să nu se afle în curând adevărul. Anca, îndrăzni el gândindu-se că ar putea să-l cruțe pe prietenul său, aș vrea, dacă se poate, numai între noi doi. Relu știe povestea, iar Mihai am înțeles că ți-e prieten intim. Dar nu e așa că ai fost surprins la început de ceea ce am afirmat privitor la relațiile dintre mine și Lia? Suntem colege de grupă de un an, acum am trecut în al doilea și, să fiu sinceră, totdeauna am admirat-o pe Lia pentru frumusețea ei deosebită, dar ceva m-a reținut să merg mai departe în apreciere. Se poate să fi fost și influența multor studente care erau geloase pe ea și, crede-mă, multe erau îndreptățite să fie astfel. Cu un zâmbet, cu o privire, era în stare să cucerească aproape orice băiat. Îți închipui că exagerez? Absolut deloc. Profita de frumusețea ei și consider că avea mult tupeu. Am dreptate, Relu. Se întoarse spre el. Acesta în cuvință, fără niciun chef, obligat de situație. Cu siguranță gândi Andrei, de aceea Anca nu agrează pe Lia, pentru că și Relu ar fi avut vreodată sentimente de simpatie față de ea. De aceea și exagerează în ceea ce spune. De-ar gândi și Mihai ca mine. Aceasta ar fi în stare să spună orice, numai în dorința de a-și potoli setea aceasta ciudată, caracteristică fetelor de a le înjosi pe cele pe care le consideră mai presus decât ele. Dacă aș fi știut de la început... Iar acum, continuă Anca, joacă rolul unei sfinte. Nu înțelegeți? De ce credeți că n-a venit în seara aceasta? Prea puțin îi pasă că o grămadă de admiratori o așteaptă și poate că suferă din pricina ei. Ea spune că s-a schimbat, că îi pare rău de felul cum a fost înainte. Ce să mai spun? Mai mult decât atitudinea ei din trecut, mă dezgustă felul ei de a fi în prezent. Dacă până acum am considerat-o încrezută, lipsită de scrupule, de la un timp comportările ei mă determină să o consider grozav de naivă. Mihai o ascultă pe Anca și, deși încă nu pricepea unde voia să ajungă, de-abia se abținea să nu-și dea de gol sentimentele printr-o izbucnire de revoltă și mânie îndreptată asupra celei care, fără vreo reținere, avea curajul să vorbească atât de înjositor despre aceea pe care o iubea. De ce? Îndrăznea Andrei. Tânăra continuă cu o voce care se forța să pară compătimitoare. Îmi pare rău pentru tine, dar sunt convinsă că nu ești tu omul care să te consumi prea mult. O să-ți treacă repede, oricum n-ai de ales. Dar spune odată despre ce este vorba, nu-și mai putut stăpâni tensiunea nervoasă Mihai. Simțea că în fața lui se deschide o prăpastie în care, când Anca va termina de vorbit, se va rostogoli fatal. Lia, începu Anca repede, ca și cum trăia ea însăși emoții mai intense decât interlocutorii ei. Lia are de gând să-și petreacă viața într-un mod ciudat, asemănător probabil cu cel al călugăriei. Cei doi prieteni căscară ochii mari, mirați, bâlbâiră deodată niște cuvinte pe care Anca nu le înțelese, dar era convinsă că însemna o manifestare a dorinței de a se face mai înțeleasă. O, nu, să nu vă închipuiți că e vorba despre vreo mănăstire, nici pe departe, ci de o biserică din oraș.
Lia o frecventează des și se pare că nimic nu poate să o clintească din alegerea acestei direcții în viață. Acum înțelegeți? Mihai rămase catrăznit, dar Andrei rosti. Aceasta este catastrofa? Rosti flegmatic peste măsură de indignat. Consider că fiecare are dreptul la libertate de gândire și acțiune. Și dacă în pofida opresiunilor și dezaprobării celor din jur are curajul să rămână pe poziție, merită toată aprecierea. Anca se înroși până în vârful urechilor. Ochii ei căprui mari cu gene negre lungi căpătară o expresie de furie nestăpânită. Nu se așteptase la un răspuns care să aprobe ceea ce ea desconsidera cu toată tăria și tocmai acum, după ce descărcase fără a ține cont de anumite limite ale bunei cuvințe. Și nu numai atât, în urma răspunsului lui Andrei se simțea ea însăși umilită, dezapreciată și din nou, cea care nu era prezentă, pe care căutase să o înjosească, se afla deasupra. Nu putea suporta aceasta. Andrei îi ghici slăbiciunea. Avusese o poftă grozavă să-i creeze o indispoziție cu tot restul serii, pentru că reușise și ea să le-o creeze înainte și nu numai atât. Prin răspunsul lui voise să-l liniștească pe Mihai. Și totuși, dacă era sincer cu el însuși, trebuia să admită că, având în vedere poziția unchiului lui Mihai, noua orientare de viață a Liei ar putea constitui un mare pericol pentru el. Nu cunoștea încă poziția lui Mihai de a o accepta sau nu în această nouă condiție, de fată cu minte, în ghilimele, pe cea care însemnase pentru el regina frumuseții și a dansului. Poate schimbarea ei îl va determina să renunțe la visurile lui și aceasta ar fi cel mai bine având în vedere viitorul său. Dacă nu, nici n-avea curajul să reflecteze la o asemenea situație. Deocamdată era cel mai înțelept să se retragă. Stai, îl opri Anca, bănuindu-i intenția din gestul de salut adresat lui Relu. Roșeața, care cu câteva minute înainte învăluise întreaga fizionomie, dându-i de gol sentimentele, acum se concentrase ca două cercuri de foc pe umerii obrajilor. Voia cu orice chip să ajungă la ținta pe care și-o propusese de la început. Și chiar crezi că noua ei schimbare nu înseamnă nimic grav? Poate că ți-ai format anumite păreri despre ea, iar realitatea de acum o judeci în funcție de felul cum ai cunoscut-o. Sau poate nu știi, nu înțelegi de fapt ce înseamnă această schimbare. Bănuiesc, răspunse Andrei plictisit. Mutându-și privirea apoi spre Relu, adăugă cu vocea ridicată. Cred că v-am reținut suficient. Ne scuzați. Haide, Mihai. Nu știi, izbucni Anca, care gustase din sentimentul amar al înfrângerii și voia cu tot din adinsul să-și ia revanșa. Nu știi, pentru că, dacă ai ști, n-ai rămâne atât de pasiv, n-ai judeca ca și cum ar fi ceva normal, sau ești atât de credul încât să-ți închipui că ceea ce ți-am spus n-ar putea influența o eventuală relație de dragoste? Te înșeli. În primul rând, ea nu mai este cea pe care ai cunoscut-o, cea mai frumoasă, cu rochie bleu, decoltată, dansând în calitate de miss, în centrul atenției. Să nu spui că nu acestea te-au atras. Acum nu este altceva decât o sfântă, o fanatică, fără dorința de a trăi cu adevărat, închistată cu tot farmecul ei în închisoarea aceea numită religie. Și în plus, adăuga Anca șoptit, pentru a crește și mai mult tensiunea pe care observase, satisfăcută că o crease din nou, în ziua de azi, a fi creștin înseamnă să-ți baricadezi singur viitorul. Deocamdată nu s-a aflat nimic la facultate și chiar dacă nu va avea probleme în timpul studenției, după ce termină, cine îi acordă un post de profesoară uneia ca și ea? Știți voi la ce mă refer? Doar acestea sunt idei împotriva curentului. N-am dreptate? Andrei o ascultă cu dezgust. Se întreba de ce n-avea tăria să-l ia pe Mihai de mânecă și să-l târască din locul acesta oriunde altundeva. Îi atrase atenția Relu, care, făcând un pas înainte, părea după întredeschiderea buzelor că ar vrea să intervină. Ochii luceau, dar trăsăturile feței îi trădau nesiguranța și teama. Ce laș, remarcă Andrei, care îi cunoștea concepțiile. De cine se teme?
De Anca, iubita lui, pe care nu vrea să o supere? Sau de Mihai, care e nepotul marelui securist? Și totuși, nu sunt acestea cele mai importante motive pentru care ar fi bine să-ți schimbi gândurile cu privire la ea, început din nou Anca, de data aceasta stăpână pe situație. De un timp, eroina noastră și-a găsit o preocupare extrem de ciudată, care de fapt însemna un real pericol pentru ea. Eu însă mi-am văzut-o citind Biblia în camera căminului și nu numai atât, am surprins-o chiar dăruind cuiva o astfel de carte. A încercat și cu mine, dar bineînțeles că am respins-o cu toată tăria. Anca se opri câteva momente, apoi continuă cu un ton schimbat. Și totuși îmi pare rău de ea. Nu înțeleg ce a determinat-o să ia această direcție în viață. Avea tot viitorul înainte, dar acum... Oftă și acest gest o făcu să pară într-adevăr sinceră. M-a frământat adeseori și varianta aceasta. Pare tare îndrăgostită de un tânăr care împărtășește de mai mult timp aceste idei. Este posibil ca din cauza lui să fie îmbrățișat și ea această cale. I-am văzut adeseori împreună de când a început anul acesta. Tânărul arată grozav de bine. Nici n-ar fi de mirare dacă el ar fi motivul convertirii Liei. Este student la, cred că la Facultatea de Electrotehnică. Pare mi se că acolo studiezi și tu. Da? Înseamnă că trebuie să-l cunoști. Dacă nu mă înșel, este în același an cu tine. Înalt, cu o constituție atletică, brunet, Florin, nu mi-aduc aminte celălalt nume. Florin Pleșa? Întreba Andrei cu jumătate de glas. Da, încuvința Anca. Este în același an cu mine și cu Mircea. Tăcură toți. Se auzea din nou o muzică lină. Anca nu se mai gândi la dans. Era satisfăcută că și-atinsese scopul, dar se simțea împotriva voinței ei, nu înțelegea concret de ce, vinovată. Era aproape de miezul nopții și atribuia mustrarea de conștiință oboselii, care parcă îi paralizase controlul simțurilor. Se refugie lângă Relu. Mâna lui, petrecută în jurul mijlocului ei, îi dădeau acum siguranță. Era tulburată, totuși surâdea. Mihai era mai palid ca de obicei. O senzație de prăbușire îl făcea să privească peste Anca și Relu undeva mai departe. Numai mintea lui răvășită știa unde. Și deodată, toți rămaseră departe, departe. Era parcă numai el singur, fugar, prin rumoarea de voce împletită cu sunetul amar al muzicii, ca o frunză răscolită de vârtejuri nemiloase. Vocea prietenului său rămase în spate, confuză, semăna parcă cu un trosnet de crengi rupte. Se izbea în mers de toți cei pe care îi întâlnea în cale, dar nu-i mai păsa de nimic, ca și cum fuga lui de acum era mai importantă decât orice altceva în lumea aceasta. O mână grea i se propti pe umăr, se întoarse. Un tânăr cu față diformă, obrajii și nasul roșii ca focul, cu limba încleită, îi șopti ceva. Mihai nu răspunse. Se trezi apoi înconjurat de zeci de fețe necunoscute. Îi răsună în timpane ca o voce providențială amintirea cuvintelor lui Andrei. Un pahar ar putea să te dea gata. Cum ai să apare astfel în fața mătușii și a unchiului tău? Fluturând agitat, mâinile simulă împotrivirea. Ultimul crâmpei de voință care îl mai menținea pe această poziție. Dar și această ultimă putere se topi când proaspăta amintirei reveni amară și zdrobitoare în memorie. Lia îl iubește pe altul. Sorbi lacom primul pahar, o toropeală plăcută îl cuprinse. Auzea râsete înfundate în jur, dar nu-l deranjau. Sosi imediat și al doilea pahar. Din instinct, cu mâna tremurând, îl îndepărtă. Șopti, nu, ajunge. Dar pentru că durerea lui psihică nu se sufocase încă sub imperiul beției, nu se putu împotrivi. O amețeală greoaie îi tulbură vederea. Ce ceață! Picioarele îi se muiaseră și avea impresia că nu vor mai rezista să-i mențină trupul. Ah, nu! Simți cum alunecă în gol. Din nou, râsete înfundate și undeva departe o muzică lină, cea mai frumoasă, care îl vrăjise cândva. Șopti cu limba încleiată. Ah, Lia! Se prăbuși apoi în întuneric și tăcere.
Dintr-o dată, cu imaginea reflectată de o apă tulbure, desluși chipul lui Andrei deasupra sa. Se frecă la ochi, niciodată nu-și simțise genele atât de grele. Din nou întuneric și un freamă de glasuri în jur. I se părea că sprijinit de cineva pășește, dar avea senzația că alunecă. Ce vis ciudat! Își reveni într-o oarecare măsură când răcoarea nopții îi izbi trupul înfierbântat. Îi recunoscu pe Relu și pe Andrei ca fiind cei care îl sprijineau în înaintarea nevoioasă. Oare unde îl duceau? Ce aveau de gând? Lăsați-mă, urlă luptând să scape din strânsoarea lor, dar nimeni nu îl băgă în seamă. Din nou senzația alunecării, sprijinit totuși de două trupuri calde, noaptea întunecoasă și rece. Cheile de la mașină, îl auzi pe Andrei țipând. Cheile de la mașină, unde sunt? Ce? A, da, cred că... nu știu. Probabil în buzunar. Își duse mâna instinctiv acolo, dar nu reușea nici de cum să-și o înfunde. Îi aluneca pe lângă. Andrei se apropie și, cotrobăindu-i prin buzunare, în sfârșit găsi cheile. Răsuflă ușurat. Cu ajutorul lui Relu îl introduse pe Mihai pe bancheta din spate. Acesta mai mormăia ceva confuz. Protesta împotriva faptului că cei doi îl considerau incapabil să conducă mașina. Dar ei nu-l luară în seamă și, pentru că se confrunta din nou cu senzația alunecării, se lăsă pradă acestei senzații, de data aceasta proptit pe banchetă. Mulțumesc, Relu. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu m-ai fi ajutat, rosti Andrei, în timp ce deschidea portiera din față. Andrei se întoarse. Relu îl privi fix cu ochii albaștri expresivi. Îmi pare rău, în mare parte este și vina mea pentru că Mihai a ajuns în felul acesta. Andrei tăcu. Putea să spună că nu-i adevărat, că n-are rost să-și facă probleme, dar nu-i dădea voie amintirea felului cum reacționase acesta când Anca o judecase atât de josnic pe colega ei. Putea să fi intervenit măcar atunci când, indirect, Anca lovise chiar și în concepțiile lui despre nedreptatea sistemului actual. Știi, Andrei, rosti Relu cu glasul schimbat, m-am gândit în clipele acestea că mă consideri un laș pentru că n-am intervenit atunci când Anca a acuzat-o pe Lia. Andrei îl privi curios pentru că vorbise ca și cum i-ar fi ghicit gândurile. Atunci, continuă Relu, în clipele acelea recunosc că am fost. Am jurat odată că, indiferent de circumstanțe, am să merg înainte. Dar azi n-am avut curajul. Să fiu sincer, mi-a fost teamă de prezența lui Mihai, deși tu m-ai asigurat mai de mult că nu împărtășește ideile unchiului său. Pentru nimic în lume n-aș vrea să o pierd pe Anca, mai adăugă slab, tremurat. O iubesc atât de mult. Relu se opri. Plecă fruntea și rămase așa un răstimp în care nu se mai auzea decât sunetul slab al muzicii venit din direcția sălii cantinei. Andrei nu mai găsea nimic de spus. Relu spusese dintr-o dată prea multe și cu stupoare și dezgust descoperea chiar în el însuși cuibărita aceeași teamă pe care o condamnase înainte. Pur și simplu se temea de o simplă discuție de acest gen cu un om care de fapt prezenta încredere. De ce? Oftă prelung. Dar, început din nou Relu și își ridică semeț fața, ca și cum după înfrângere ar fi căpătat noi resurse. Am să merg totuși înainte. Destul, îl opri Andrei, să nu mai spui nimănui ce mi-ai spus adineaori. Nu ai nimic de câștigat. Recunosc că te-am judecat atunci, dar acum îmi dau seama că înseamnă o nebunie să-ți afișez astfel de gânduri. Ai grijă să nu o faci în orice împrejurare. Ai dreptate. În anumite situații ar însemna sinucidere fără sens, dar... dacă ar avea rost, merită să riști pentru o cauză nobilă. Ochii lui Relu luceau ca două flăcări vii. Privirea îi alunecă peste umărul lui Andrei, peste prezent, departe. Sunt convins, șopti ciudat, că vor veni și vremuri de acelea și după ele altele când va fi mai bine. Deși răscolit, Andrei nu mai adăugă nimic. Doar după ce Relu se îndepărtă câțiva pași pentru că și-a dus aminte că, deși îl interesase în mod deosebit un subiect în seara aceasta, având în vedere circumstanțele, nu reuși să-l abordeze,
Îl strigă. Relu se întoarse. Scuză-mă, era aproape să uit. Cum facem cu meciul de fotbal de mâine? A rămas la ora stabilită? Da, chiar am discutat cu vreo câțiva băieți în seara aceasta. Deci vii și tu? Atunci ne întâlnim mâine acolo. Mihai nu știu cum o să-și revină. Oricum, el nu este interesat direct. E vorba despre lupta dintre Politehnică și Universitate. După ce rămase singur înainte de a porni mașina prietenului său, Andrei căzu un răstimp pe gânduri. Ce visător este Relu! Ar fi grozav dacă toți tineri ar avea curajul ca el măcar să viseze, nu neapărat să lupte pentru materializarea visurilor. Îmi pare rău că l-am subapreciat în seara aceasta. Eu însumi cred că nu voi ajunge vreodată la înălțimea curajului său. Vor veni vremuri de acelea, după ele altele când... Ce îndrăzneală! Cine știe dacă n-are dreptate? Cine știe?